Președintele Rusiei Vladimir Putin dă semne că ar vrea să negocieze pacea cu Ucraina. Ce condiții pune însă, vă spun în câteva minute. Ies la iveală noi detalii în cazul atacului sângeros de lângă Timișoara, unde o femeie a fost înjunghiată de un tânăr pompier cu care a avut o aventură extraconjugală. Procurorii militari, cei care anchetează cazul, au făcut astăzi publice informații din dosar. Între timp, pompierul a fost dus în fața magistraților tribunalului militar cu propunere de arestare preventivă. Vă avertizăm că urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional. Băi, lasă-o în pace! Bărbatul orbit de gelozie a atacat-o pe femeie în fața blocului în care ea locuiește. Înainte să scoată cuțitul, i-a pulverizat spray lacrimogen în ochi și abia apoi a înjunghiat-o. Ajuns la parchetul militar, a spus că îi pare rău pentru ce a făcut. Îți pare rău? A fost audiat și reținut pentru 24 de ore și va fi cercetat de procurorii militari pentru tentativă de omor. Femeia rănită, internată la Spitalul Județean Timișoara. Mama ei nu crede însă că fata a avut o relație extraconjugală. Ea spune că fiica este căsătorită și se înțelege foarte bine cu soțul ei. Cei doi se cunosc încă de când fata ei avea 14 ani, iar soțul 20. N-am avut nicio relație. Copiii mei s-au înțeles foarte bine și chiar am zis o așa căsătorie ca a lor aș dori la toată lumea să fie. A hărțuit-o mai de timp, mai de mult timp. Acolo lună și soțul i-a, cum să zic, l-a atenționat să o lase în pace și uitați finalul care a fost. Băi, lasă-o în pace! Bă! Doamne, ferește! Imaginile surprinse ieri de o vecină de bloc cu femeia atacată de fostul iubit au ajuns pe masa procurorilor la scurt timp după ce polițiștii l-au prins pe agresor. Pe baza lor, dar și a declarațiilor luate atât victimei cât și pompierului agresor, a fost întocmit referatul pentru arestare preventivă cu care procurorii militari au mers în fața magistraților. Tânăra măritată de 32 de ani, cu care avusese o relație până acum o lună, a fost cea care a decis să-i pună capăt, iar pompierul nu s-a putut împăca cu gândul despărțirii. Anchetatorii mai spun că întreaga scenă a fost văzută de un bărbat care trecea prin zonă. Probabil datorită lui, victima este astăzi în viață. Martorul a început să strige la agresor, iar acesta din urmă s-a speriat și s-a făcut nevăzut. Pompierul din Buzia și-ar putea ajunge după gratii. Magistrații Tribunalului Militar judecă măsura arestării preventive.